Faptul că alegătorii ar putea să vadă ceea ce fac aleșii cu adevărat îi sperie cel mai mult pe socialdemocrații din unele localități dâmbovițene. Dovada o reprezintă municipiul Moreni. Aici, consilierii PNL au cerut permisiunea de a înregistra ședința de Consiliu Local cu rectificarea bugetară pentru plăți pentru lucrări declarate efectuate, spun ei. PSD-iștii în frunte cu primarul și viceprimarul au sărit ca arși la auzul intenției de a filma deciziile din Consiliul Local. În Consiliul Local se filmează cu aprobare, da. Și aici sunt de fapt niște lucruri serioase și nu suntem în piață sau nu știu unde, încă o dată, se filmează cu aprobare. Domnule primar, știu că ședința e publică, poate să vadă toată lumea pe internet. Să se vadă și alta să se filmeze. Și de unde trebuie să iau autorizație? Prima dată citiți legislația, dreptul Consiliului Local, după ce legi funcționează, da, și apoi nu mai e nevoie să întrebați, că să vă documentați. Și vreau să se confirme în procesul verbal și în ședință, că noi cerem aprobare să se filmeze această ședință. Video. Deci această aprobare, fiindcă este ridicată conform regulamentului, se supune la vot, trece cu majoritate simplă. Adică majoritate 50% din cei prezenți. Suntem câți aici? 15, da? 16. Am ridicat această problemă, totuși supun la vot problema care. Cine este pentru cu propunerea domnului Halavanciu privind filmarea acestei ședințe de către unul dintre consilieri? Asta este. Cine e pentru? Sunt 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? În cele din urmă, pentru câteva momente, s-a supus la vot. Solicitarea PNL a fost respinsă prin vot de întreg grupul PSD, iar liberalii au decis să părăsească ședința, nu înainte ca profesorul Mihail Stănescu să-i apostrofeze în stilul PSD-ist. Du-te, dracu, de aici! Hai să mergem, măi, frate, dacă noi nu suntem, noi nu se poate. Dumneatale și consilier județean, nu știu ce cauți aici. Dumneatale și consilier județean, nu știu ce cauți aici. Am dreptul să fiu la această... Nu știu ce cauți aici. Hai să mergem, măi. Nu știu ce cauți aici. Ne pui la județ, parcurs. Dar nu faci aici ce faci, că nu ești un mare șef aici. Mă, tu când vrei, nu când vrei tu. Copiii sunt mutați de acțentat de șef. Și care e problema ta, băi, desimțitule? Desimțitule! Uitați-vă, domnul! De dreacu, de accident! Pe pagina de socializare, consilierul PNL a postat și informații despre obiectivele pentru care se făcea rectificarea bugetară. Calculatoare și cu licențe, 17 calculatoare cu licențe, aproape 900 de milioane, înseamnă 20 și ceva de mii de euro. Păi înseamnă un calculator 1000 și ceva de euro. Nu se poate așa ceva. Calculatoarele s-au reținit foarte... Și nu sunt calculatoare foarte performante. Și nu sunt licențele... Și asta vreau să mă duc acum să fac cerere, să mi se dea contractele și achizițiile. O firmă când vine să facă o ofertă unui primar sau unei administrații locale, trebuie să pună mai multe oferte. Cum ai ales după cea mai scumpă? Domnul primar, pe DC9A, traversează 3 poduri, acest DC9A, și a dat dispoziție de șantier, că la el acasă, că el stă pe DC9A, pe drumul acesta, a dat dispoziție de șantier, nu el, a dat-o dirigintele, dar prin intermediul lui, să-i se facă podul lui, exact podul de trecere la el acasă. Modernizarea bulevardului Petrolului peste 9 miliarde. Peste 9 miliarde, da. Și dacă mergeți pe el, e full de grup și e neterminat. Contactat telefonic, primarul susține că nu a permis filmarea pentru că nu au cerut aprobare, așa cum prevede regulamentul Consiliului Local. Dumneavoastră știți exact legislația legată de funcționarea Consiliului Local, că după modul cum mă întrebați, eu am niște semne de întrebare. A fost o ședință extraordinară, o ședință pe care, pe ordinea de zi, a fost un singur punct, o rectificare bugetară. Așa. Deci, solicitare pentru filmare a avut un singur punct pe ordinea de zi, fără punct diverse. De ce s-a mai supus la vot, dacă... De ce a mai apărut? Asta a întrebat pe președinte. În document însă se arată clar la articolul 35 alineatul 10 că ședințele Consiliului Local sunt publice. Mai mult, edilul neagă faptul că rectificarea bugetară s-a făcut pentru obiectivele menționate de consilierul PNL. Deși am solicitat să ne spună unde se vor duce banii, primarul a evitat din nou. Acolo era vorba de niște asfaltări, de niște plăți. Nu e, doamne, de niciun asfaltare. E vorba de o rectificare de buget prin care se trec niște sume pe niște obiective. Care sunt aceste obiective? Uitați-vă, doamnă, proiectul de hotărâre și voți vedea. Bun, și eu vă întrebam în legătură cu aceste obiective.
Sunt finalizate, nu sunt finalizate, sunt în curs de finalizare. Citiți proiectul de hotărâre și veți înțelege. Se poate să ne facilitați și nou accesul către acest document, ordinea de zi și aceste... Bineînțeles, uitați-vă că este publică, doamne, este afișată. Afișat pe site-ul instituției, da? Da, bineînțeles. Pe site-ul instituției nu apare ordinea de zi, ultimele date fiind cele din luna iunie.